Salutare și bine v-am găsit pe canalul FVBlum. În clipul de azi voi prezenta, analiza și testa un voltmetru și ampermetru digital de panou, denumit pe AliExpress Vocta M4430. Specificațiile acestui aparat măsură de panou sunt următoarele. Cel de față poate măsura tensiunea între 0 și 100 de volți, curent continuu, curentul între 0 și 10 amperi, iar alimentarea lui se poate face în intervalul de tensiune 4-30 de volți. Conductoarele groase acestea, unul negru și unul roșu, se folosește pentru măsurarea curentului, iar conductoarele mai subțiri, cel negru și cel roșu, se folosește pentru alimentarea aparatului măsură de panou, iar cel galben pentru măsurarea tensiunii. Modul de conectare o să vi-l arăt puțin mai târziu. În continuare, să explorăm și partea electronică. Pe panou văd că avem scris în partea stângă voltage și current, pare să fie și în chineză, iar în partea dreaptă V de la volți și A de la amperi. Spatele, șundul respectiv, conectorul pentru partea de măsurare a curentului, mai avem și conectorul de jos, unde se alimentează și se măsoară tensiunea. Să scoatem PCB-ul de aici. Gata, a ieșit. Avem două afișaje LED cu 7 segmente, 4 cifre pentru afișajul de sus, 4 cifre pe afișajul de jos. Să vedem lipiturile, par în regulă. În partea aceasta este un integrat 358, un amplificator operațional cu două canale, folosit pentru măsurarea curentului. El practic măsoară căderea de tensiune pe acest șunt. Mai sus avem un alt integrat, scrie pe el 2057. Pe internet nu am găsit decât că ar fi probabil un amplificator operațional cu un singur canal, numai că găsesc în altă capsulă, nu de genul acesta, cu 6 piciorușe. Semireglabilul pentru calibrarea curentului, IRE. Aici avem un alt semireglabil, văd că uita să noteze VRE, fiind clar pentru calibrarea tensiunii. Avem o diodă S4, este o diodă Schottky, în serie pentru alimentarea voltmetrului ampermetrului de panou, pentru protecție la alimentare inversă. Acest integrat, din păcate, este necunoscut, probabil un microcontroller, fiind folosit și ca driver pentru display-ul LED, pentru cele două displaye. Avem un stabilizator de tensiune M5333B, fiind unul liniar de 3,3V. Și cam aceasta este toată electronica lui. Niște rezistoare, condensatoare ceramice și asta este tot. Să vă prezint și schema de conectare în circuit. Introducem aceste conductoare, acesta cu 3 aici, iar celălalt cu niște conductoare mai groase sus. Am exemplificat, am desenat practic în acest dreptunghi cum e conectat voltmetrul și ampermetrul în circuit. Voltmetrul, bineînțeles, în paralel, iar ampermetrul în serie. Conductoarele mai groase sunt pentru măsurarea curentului. A uitat să vă spun. Aici reprezintă, să spunem, sursa de laborator. Și în zona aceasta, sarcina noastră. Am ales un rezistor. Iar linia verde reprezintă, practic, conductorul galben. Nu am avut galben. Negru se conectează la sursa, să spunem, sursa de laborator, la minusul sursei de laborator. Roșu se conectează, am uitat să scriu, la minusul consumatorului. Plusul, să spunem, a sursei de laborator se conectează la plusul sarcinii. Pentru măsurarea tensiunii ne folosim de conductorul galben, iar pentru alimentarea voltmetrului ampermetrului de panou ne folosim de conductoarele negru și roșu mai subțiri. Bineînțeles că putând alimenta acesta între 4 și 30 de volți, însă e recomandat între 5 și 12 volți pentru a avea o disipare termică cât mai mică pe acest stabilizator de tensiune liniar de pe modulul de față, mai exact acesta. Și v-am mai spus, poate măsura tensiuni între 0 și 100 de volți, iar curenze până în 10 amperi. Putem alimenta și direct în circuitul de măsurare, însă trebuie să ne limităm între tensiunile de 4 și 30 de volți în acest interval. Dacă depășim, riscăm să ardem acel stabilizator de tensiune liniar. Bineînțeles, în cazul în care alimentăm direct din circuitul de măsurare,
nu mai trebuie conectat și minusul de aici, adică mai exact conductorul negru. Și așa se conectează în circuit voltmetrul ampermetru de panou Voctra M4430. Mai departe, să vedem și cât curent trage acest voltmetru ampermetru de panou. Și dacă tot suntem aici, vom vedea și tensiunea minimă de alimentare al acestui aparat de măsură de panou. Alimentăm la 12V. Bineînțeles, este pus și pe măsurarea tensiunii. Asta pentru a vedea ce tensiune avem pe acest afișaj. Să vedem. Pare că se vede puțin acel refresh rate. Să văd cum pot scăpa de el. Am scăpat. Să știți că afișează destul de bine tensiunea, dar asta o să vedeți puțin mai târziu. Deocamdată, din câte se vede, voltmetru ampermetrul de panou ne trage un curent de aproximativ 12 mA. Vom scădea tensiunea. Bineînțeles, voi veți vedea și pe afișajul voltmetrului de panou. Curentul rămâne stabil, e și normal, pentru că, dacă ați văzut bine, pe electronica acestui voltmetru ampermetrul de panou avem un stabilizator liniar. Aproximativ 5V. Aparatul măsură de panou încă funcționează. 3,5V. Curentul a început să scadă, din câte se vede. Și luminozitatea LED-urilor de pe display a scăzut. Da, cam pe aici. Aproximativ 2,9V. 3V. Deci e nevoie de minim 3V pentru a... Da, chiar puțin mai mult de 3,5V. Da, chinezul a avut dreptate, e nevoie de minim 4V ca să funcționeze cum trebuie voltmetrul ampermetrul de panou. Să creștem spre 30V. Da, cam aici. Iar curentul rămâne cât de cât stabil. Deci trage același curent. Să verificăm și precizia tensiunii. Am reglat la 19V și se pare că voltmetrul nostru de pe panou afișează destul de bine, chiar foarte bine. Nu m-am așteptat. Am reglat la aproximativ 1,5V, iar voltmetrul de pe panou afișează pe plus, cu 34 de milivolți. La 3,31 de volți, acesta ne afișează 3,34, la fel, pe plus. La 5V ne afișează aproape de 5,02 volți, 5,019. La 10V ne afișează exact 10V, foarte bine. Am reglat și la 12V. Și ne indică exact 12V. La aproximativ 24V ne indică pe plus. Da, cred că se poate calibra nițel. Am reglat sursa de laborator la aproximativ 5V. Iar acum calibrăm. Încercăm o mică calibrare. Invers. Încă un pic. Am calibrat cât de cât mai bine. Nu reușesc mai mult de atât. Să verificăm la tensiune de 1,5V, din nou. Da, tot. Da, ideea este că dacă am calibrat la tensiune mică, la tensiune mare va afișa pe minus. Da, asta este. Deci este un compromis. Afișează bine la tensiune mare, de peste 10V, dar la tensiune mică afișează pe plus nițel. Oricum nu e chiar rău, e acceptabil. Aici e bine, deci la tensiune mai mare afișează în regulă. Să verificăm și precizia curentului. La fel ca referință vom folosi multimetrul din partea stângă. Să testăm la 1 amper. Și din câte se vede durează ceva timp până se actualizează. Am testat de mai multe ori înainte și da, durează câteva secunde până ajunge la curentul respectiv. Și dacă se vede bine, măsoară chiar spre foarte bine. Să mărim la 2 amperi. Și nici acum nu a ajuns la 2 amperi. Durează o perioadă lungă de timp, de câteva secunde bune, exact acum, până măsoară curentul real. Deci timpul de actualizare a curentului măsurat e destul de mare. Să verificăm și din 100 în 100 de miliamperi, la 500 de miliamperi cu aproximație. Da, se vede că avem aproximativ 501 miliamperi, iar ampermetrul de pe panou măsoară foarte aproape de valoarea respectivă. 300, exact 300. Nu e rău deloc.
Da, aproape de valoare. Am scăzut la 50 mAh și măsoară acceptabil, puțin pe minus, dar chiar nu-i rău. Aproximativ 30-31 de mAh, iar asta măsoară cam 28. Și la 20, așteptăm să actualizeze. Se pare că 20 nu afișează. Dar asta, din ce am observat, e o problemă des întâlnită la ampermetrele de panou, de genul acesta, în bugetul acesta mă refer, mai exact. Să mărim mai sus de 20 mAh. Să vedem dacă va citi de data aceasta. Ok, începe să actualizeze. Vedeți că durează ceva timp până ajunge la curentul respectiv. Și abia acum măsoară. Și chiar sunt surprins că măsoară 23, aproape de 24. Da, putea spune că e perfect. Să creștem din amper în amper. La aproximativ 2 amperi, v-am mai arătat. La 3 amperi, măsoară 3,008. Avem aproximativ 3 amperi, în realitate. 4 amperi. 6 amperi, măsoară 6 amperi, 0,007. O singură chestie că durează mult până se actualizează valoarea de pe display. Ca de obicei, la final, să tragem și concluziile, aparatul de măsură panou măsoară pe tensiune aproape de foarte bine, pe curent aș spune că mai bine, doar că măsurarea curentului e mai greoaie. Timpul de actualizare a curentului real, măsurat, e de câteva secunde. Dacă nu te deranjează dezavantajul acesta, aș spune că e un voltmetru ampermetru de panou aproape de foarte bun. Aici se termină clipul de față. Dacă vă place genul acesta de conținut, nu uitați de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!